Suntem live pe Facebook. Bună ziua, zic de data asta, că de obicei organizez live-urile seara, dar astăzi îl am pe Răzvan alături, aproape de, de după amiază, așa că bună ziua și bine ați revenit la unul din live-urile pe care eu le organizez, așa cum am promis de când am lansat cartea Tezauri de greșeli. De două ori pe lună și v-am surprins luna aceasta pentru că, după ce am organizat cele două live-uri, unul despre igiena vocii profesorului și celălalt despre relația profesorului cu banii, Tana, am venit și cu al treilea live, care este o nevoie a mea personală, dar pe care am identificat-o în rândul profesorilor cu care eu colaborez și anume. Subiectul acesta al comunicării non-violente. De fapt, să încep prin a spune cum m-am întâlnit eu cu Răzvan și cum mi-a rămas mie în minte că Răzvan are o legătură profundă cu comunicarea non-violentă. Știți că în vara anului trecut am scris o carte, Tezauri de Greșeli, și l-am contactat pe Răzvan pentru că subiectul comunicării non-violente apărea. În, în multe din resursele pe care eu le, le citeam despre uh, sănătatea profesorului, uh, sănătatea psihoemoțională a profesorului, dar recunosc că um, cel mai mult m-a atras către Răzvan postările lui din social media. Um, cuvintele, mesajele pe care le alegea să le posteze erau cumva din zona aceasta a, a încurajării profesorului, a valorificării competenței lui și mi-am dorit foarte mult să-l cunosc, așa că l-am contactat, l-am rugat să-mi dea și un interviu pentru cititorii cărții și îi mulțumesc că el a acceptat și mai mult decât atât mi-a fost alături și la lansarea uh, în online a, a cărții Tezauri de Greșel, Ghid de Supraviețuire pentru profesori. Și după ce am legat așa o conexiune cu Răzvan, s-a întâmplat ca săptămâna trecută să particip la un curs de comunicare non-violentă și să rămân de acolo cu niște nevoi neîndeplinite. Așa că am spus, Răzvan, te rog, haide să organizăm, să organizăm un live în care să vorbim mai mult aplicativ despre acest concept. Și așa am ajuns în acest punct. Bine ai venit, Răzvan, mulțumesc mult că ești alături de mine astăzi. Bine te-am găsit, Carmen, bine v-am găsit pe toți cei care ne urmăriți. Mulțumesc că te-ai gândit la mine atunci când ți-a trecut prin minte oare cum aș putea face să-mi împlinesc această nevoie și mă bucur că putem să facilităm împreună livrarea informației mai departe, să ne fie de folos. Să ne fie. Dar răzvan mai întâi, spunele celor care, care ne urmăresc, cine este răzvan, Dan? Uh -huh. În primul și în primul rând, lucrez în învățământ, lucrez în învățământul preșcolar, și de 8 ani de zile, oarecum, de pe la 20 de ani, am început să studiez un pic ce se întâmplă cu mine. Așa a început toată călătoria, ce se întâmplă cu mine, apoi, ușor- ușor, am extins această căutare la ce se întâmplă cu ceilalți și de ce se întâmplă ce se întâmplă. Și am trecut prin diverse, prin diverse formări și am ajuns oarecum în 2017 la comunicarea non-violentă, tot la un curs de dezvoltare personală. La acel moment nu mi-a spus foarte multe comunicarea non-violentă, am înțeles pași, am înțeles cam despre ce este vorba, însă exact cum spuneai și tu, nu, avea, nu găseam acea aplicabilitate la acel moment în viața mea sau nu știam cum să o pun în practică. Când am ajuns totuși în învățământ și am văzut că metodica nu mă ajută chiar atât de mult, pentru că înainte de a livra uh, o secvență instructivă-educativă, este importantă relația pe care o am cu copiii, este important mediu educațional, atunci comunicarea non-violentă a venit așa ca o gură de oxigen și uh, a venit ca o, efectiv pot să spun, ca o salvare. Mi-a împlinit acea nevoie de, de claritate. M-a ajutat să înțeleg ce se întâmplă cu copilul și ce se întâmplă, de fapt, în spatele a ceea ce eu numeam comportament rău, comportament nepotrivit. Și ai spus un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult, descurajare. Rudolf Dreică de spune că nu există, copii descu nu există copii răi, ci doar copii descurajați. Același lucru cred și despre profesori. Nu există profesori răi, ci doar care nu își au împlinit această nevoie de încurajare. Nu știu unde să găsească, de unde să acceseze acea resursă pentru a-și împlini nevoile în așa fel încât să fie cea mai bună versiune a lor acolo, în cele 50 de minute pe care le au cu grupul de copii. Și de atunci lucrez. Și uite, te-am întâlnit pe tine și mă bucur de fiecare dată când pot să interacționez, pentru că vreau să cred că misiunea mea este să aduc un gram de inteligență emoțională în plus în viața celor cu care mă întâlnesc. Și dacă reușesc mm. să fac asta, sunt foarte bucuros. E foarte frumos testamentul tău, Răzvan. Um, hai să mergem um, spre, spre acest concept al comunicării non-violente. Înțeleg cum te-ai întâlnit tu cu el. Mm -hmm. Poți să ne spui în câteva cuvinte în ce constă, care este esența, care e coloana vertebrală a conceptului? Mm -hmm. O să vă dau așa o definiție un pic mai formală, după care, didactică, după care o să începem și, pe măsură ce construim dialogul, o să înțelegem foarte clar despre ce este vorba. În primul și în primul rând, comunicarea non-violentă este o metodă, o tehnică, dacă vrei, creată de psihologul Marshall Rosenberg, care a fost studentul lui Carl Rogers, și este o modalitate ce ne ajută să ne conectăm cu noi înșine, în primul rând. Și cu ceilalți, într-un mod care ne permite, sau care îi permite, dacă vreți, compasiunii noastre născute să se manifeste. Comunicarea non-violentă ne îndrumă să schimbăm felul în care ne exprimăm și în care îi ascultăm pe ceilalți, prin concentrarea atenției pe patru zone esențiale: ce observăm, ce simțim, ce nevoi avem și ce anume cerem pentru a ne îmbogăți viața. Vorbim despre ascultare profundă, despre respect, despre empatie și oarecum despre acea dorință înăscută de a dărui din inimă. Ce vreau să mai spun este că această comunicare non-violentă este o comunicare empatică, e o comunicare plină de compasiune care ne ajută să ne conectăm cu noi, da? cu ceilalți și uh, aș vrea să spun că nu este despre a fi politicos, despre a fi de treabă, despre a fi diplomat, despre a fi pasiv, știm acel proverb românesc incomplet, sabia, capul plecat, sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede. Și comunicarea non-violentă nu este despre a vorbi frumos și nu este despre a ne ascunde emoțiile. De obicei, când auzim de comunicare non-violentă, foarte mulți profesori, pentru că fac cursuri pentru educatoare în special, spun că, da, eu nu vorbesc scurut, da, eu nu jignesc pe copii, da, eu nu urlu, eu nu sunt o persoană violentă. Atunci, însă, când intri puțin în contact cu ce înseamnă comunicarea non-violentă, îți dai seama, de fapt, cât de, cât de sufocați suntem de violența din viața noastră. Adică de judecată, de blamare, de critică, de uh, poziția aceasta de inferioritate sau de superioritate față de celălalt. Și atunci, în modul ăsta, am putea să spunem ce este și ce nu este comunicarea non-violentă. Și acum, sigur că putem să luăm așa pas cu pas și să, să elaborăm subiectul. Așadar, în comunicarea non-violentă am nevoie să parcurg. Patru pași, uh -huh. să observ situația, uh -huh. să um, îmi formulez ce simt în momentul acela, adică ce emoție am în acel uh -huh. moment, ce nevoie este în spatele emoției uh -huh. și după ce îmi clarific asta, să deschid gura și să cer. Am înțeles uh -huh. bine? Da, și se, pot să pot să-și cer ție sau celuilalt. Acestea sunt cei patru pași ai comunicării non-violente. Însă, acești patru pași noi îi aplicăm în trei faze. Prima fază este autoempatia. Ce înseamnă autoempatie? Este momentul în care eu experimentez ceva din realitatea exterioară și încep să parcurg acești patru pași pentru a-mi oferi mie empatie. Și anume, aici, e, cred că este important să facem distinția între observație și evaluare. Observația este ceea ce poate să perceapă o cameră de luat vederi. Dacă intrăm într-o sală de clasă și spunem că aici este hărmălaie, că aici este gălăgie, asta nu este o observație. Asta este cu siguranță o judecată, e o critică, e o blamare. De asemenea, nu este o observație nici dacă spun ești îmbrăcat frumos. Deci nici Complimentele sau părțile pozitive nu sunt observații, ci sunt tot o formă de judecată. În comunicarea nonviolentă, nu lucrăm cu polaritatea, bine, rău, pozitiv, negativ, ci căutăm să vedem la pasul de observație ce vede o cameră de lua vederi. Aud zgomot. Faptul că eu etichetez acest zgomot ca fiind hărmălaie, obrăznicie, agitație și așa mai departe, este modul în care eu percep ceea ce observ. Are sens. Are sens ce spui, mm. adică eu atunci când intru într o clasă și uh, îi văd așa cum ai spus, uh, agitați și uh, zgomot uh, mult și vorbesc între ei și așa, în loc să încep să interpretez, să observ și să interpretez ce e acolo, să efectiv să mă opresc doar la a observa, exact. doar la a observa. Și să le cer lor să-mi explice ce se întâmplă acolo. De exemplu, da, trebuie să intru într-o sală de clasă, în loc să spun Cei cu hărmălaia asta aici, uh -huh. să spun Este. aud mult zgomot. Uh -huh. Aud zgomot, okay? vă, aud, vă aud că vorbiți aud, între voi. Aud că vorbiți între voi, văd că sunteți agitați. Acum și asta cu agitare este tot un fel de interpretare. Ce înseamnă că, ce înseamnă că vă văd agitați? Vă văd că vă plimbați de la o bancă la alta, văd că nu sunteți la locurile voastre. Asta oarecum mm. ne ajută și mai să fim și mai specifici. Concret, ce este ceea ce văd? Văd că nu ești la banca ta, văd că... Um... Vorbești cu colegul de bancă. Exact, exact. Și atunci celălalt, de fapt ăsta este riscul pe care noi îl evităm atunci când facem observații, ca celălalt să nu se simtă judecat. Eu cred că de fiecare dată când intrăm într-o clasă unde este gălăgie și spunem cei cu gălăgia asta sau cei cu hărmălaia asta, sunt convins că 95% din cazuri nu primim niciun răspuns. Da. Nu știu ce i cu ea. Îți spune ce, spun ce se întâmplă, se face așa o liniște, se duc fiecare, se duce la, la banca lui, știi? Mm -hmm. um, și trece mai departe. Adică nu primești exact. într-adevăr, niciun răspuns. Deci dar pur și simplu da. așa. Dar partea asta de comunicare non-violentă este toată verbalizată, adică eu observ și spun ce observ, eu simt și spun ce simt, sau e un, un, proie un proces mai mult interiorizat și doar partea de cerere e verbalizată? Nu. Deci, cum spuneam, avem trei faze. Prima fază este de autoempatie, adică eu observ lucrurile astea și mă duc înspre interiorul meu, ce văd eu, ce aud, da? Cum mă simt eu raportat la ceea ce aud și văd? ce nevoie neîmplinită mi este acum sau ce nevoie împlinită mi este acum și pot să mă întreb ce aș putea să fac în momentul ăsta, asta ar fi cerința. Aș putea să le spun, aș putea să mă prefac că nu se, au, nu se întâmplă nimic, aș putea să ies, ce aș putea să fac? Asta este prima uh, etapă, prima fază, faza de autoempatie. După care, cea de-a doua fază a comunicării non-violente este ascultarea empatică. Adică, indiferent ce spune celălalt, eu caut să văd ce observă el, ce simte, ce nevoie are și ce își dorește, ce cere. Asta poate să fie în interior, pur și simplu stau și mă uit la elevul care nu și-a făcut tema, și observația este clară. Tema lui nu este făcută. Și, în mod normal, aș putea să-l ridic în fața clasei și să-i spun că nu-i frumos, și, eventual, să-l ameninț că dau un 3, și așa mai departe, sau aș putea să-l întreb. Sau să mă întreb, sau să intru într-un proces de, de ascultare empatică, pornind de la această idee, oare ce simte el în momentul ăsta? Caut să intuiesc ce sentimente îl, îl mână, îl, îi sunt vii în momentul acela în interior. Oare ce nevoie ar avea? Ce aș putea să cer? Și atunci, în pasul de ascultare empatică, m-aș putea duce înspre el și aș putea să-l întreb: oare te simți trist? Oare simți rușine? În momentul ăsta, pentru că poate ai avea nevoie de mai multă înțelegere din partea mea, sau poate pentru că ai avea nevoie, ai avea nevoie de ascultare să văd de ce nu ai reușit să-ți faci tema, da? Ai vrea să-mi spui ce se întâmplă, ai vrea să-mi spui cum este asta pentru tine? Asta e partea de ascultare empatică, în care eu mă duc înspre celălalt, îi văd comportamentul, văd ceea ce face, iar eu traduc ceea ce face în observații, sentimente, nevoi și cerințe și mă duc să văd dacă este așa cum intuiesc eu. De aceea formulăm sub formă de întrebare și nu sub formă de afirmație. A, te văd foarte supărat în momentul ăsta. Poate el nu este supărat. Poate el este rușinat. Poate este forma prin care el își exprimă furia, pentru că n-a avut voie acasă să arate că este furios. Eu nu știu ce se întâmplă. În lumea lui interioară. Dar pot să mă duc și să întreb. Uite, mi se pare că simți furie, oare e așa? Oare te simți supărat, oare simți, te simți copleșit de exercițiul pe care ți l-am dat să faci? ai vrea mai multă claritate, ai vrea un pic de ajutor? Da? Și așa. Așadar... Da. Așa? Da? Ai spus autoempatie, ascultare empatică și a treia? A treia fază este cea de exprimare autentică, în care eu mă duc înspre celălalt și îi spun: Uite, atunci când văd că nu ți-ai făcut tema a treia oară în această săptămână, eu mă simt cum? Îngrijorat. Mă simt trist, mă simt iritat, mă simt dezamăgit. Pentru că am nevoie de ce? De cooperarea ta. Am nevoie de încredere că ceea ce eu fac e relevant pentru tine, că te ajută. Am nevoie de un pic de sprijin ca să te înțeleg, ca să văd ce se întâmplă. Ai putea, te rog, să-mi explici care e motivul pentru care nu ți-ai făcut tema? Sau ai putea, te rog, să-mi spui concret ce nu ai înțeles din lecția trecută, în așa fel încât eu să. Îți ofer mai multă claritate și apoi să știi să, să rezolvi exercițiul? Deci, mă duc înspre celălalt și, tot prin acești patru pași, îi comunic ceea ce este viu în mine. Ce este important, și asta mi s-a părut revelator la comunicarea non-violentă, este că nu leg comportamentul copilului sau comportamentul celuilalt de ceea ce eu trăiesc în interiorul meu. Comportamentul poate să fie un stimul. Pentru emoțiile mele, însă nu sunt niciodată cauza. Cauza a ceea ce eu simt în momentul de față sunt, în primul rând, niște gânduri pe care eu le am. Gândurile astea pot să fie de blamare, de judecată, de reproș, așa mai departe. Și dacă mă duc un pic pe aceste gânduri, deci le las un pic și le, le cercetez, întotdeauna aceste gânduri mă vor duce la esența vieții, care sunt nevoile. În momentul acela eu am niște nevoi neîmplinite. Nevoile neîmplinite semnalizează prin emoții. Face sens? Face sens, dar știi ce aud eu, Răzvan, este că după ce fac procesul ăsta în interior, în care observ, simt, analizez nevoile mele, uh -huh. mă duc, merg în exterior și trec prin același proces de ascultare al celuilalt, dar fără, a, spui tu, fără a crea o cauzalitate, uh -huh. o conexiune, o asociere între ce simt, ce în interiorul meu și ce face acest copil uh -huh. sau ce este în exterior. Adică da. faptul că eu mă simt, deza, eu sunt dezamăgită în acest moment că el nu și-a făcut tema, uh -huh. nu înseamnă că el este de vină, că eu mă simt așa. Exact, exact. Pentru că oarecum noi cunoaștem în comunicarea non-violentă trei stadii emoționale. Primul stadiu emoțional este cel de sclavie. Sclavie emoțională. Eu cred că sentimentele celor din jur depind de mine. Sau eu sunt responsabil de bunăstarea celorlalți. Evident, bună oară, celălalt este responsabil de modul în care eu mă simt. Da? Asta este primul stadiu după care începem un pic să ne trezim și ajungem în stadiul de nesuferiți, în care ni se pare că dar nu e treaba mea ce simți tu. Fiecare cu sentimentele lui, fiecare cu nevoile lui, ia mai lasă-mă în pace, eu nu sunt responsabil de ceea ce tu simți. Cunoaștem și eu un astfel de stadiu. Iar ultimul stadiu este cel de libertate emoțională, în care eu înțeleg ceea ce simt, îmi asum responsabilitatea pentru sentimentele mele, fără însă a elimina responsabilitatea a ceea ce tu ai făcut faptul că tu nu ți ai făcut tema, asta nu înseamnă că nu pot exista niște consecințe. Dar starea pe care eu o am în momentul ăsta nu este cauzată de faptul că tu nu ți ai făcut tema, ci de faptul că nevoia mea care poate de eficiență, poate nevoia mea de poate chiar de încredere, de măestrie, poate ajung să-mi spun mie că nu sunt un profesor bun, pentru că tu nu ai înțeles lecția și atunci eu sunt profesorul care nu sunt capabili să te facă pe tine să înțelegi. Iar în acest stadiu de libertate emoțională, prețuiesc nevoile tale, prețuiesc emoțiile tale, în egală măsură cu nevoile și emoțiile mele. Deci, nu mai sunt în stadiul în care eu sunt centrul. Mm. Uh, foarte, foarte frumos, ai punctat răzvan. Așadar, așadar, nu pot să ajung la această libertate emoțională până când nu știu eu să lucrez cu disconfortul meu emoțional, eu, profesorul. Mm -hmm. Și asta este responsabilitatea mea. În totalitate. Nu este responsabilitatea ta să fii cu minte, să stai cu minele la spate, să-ți faci temele, să asculți, să scrii, să faci tot ceea ce îți spun eu să faci pentru ca eu să mă simt confortabil din punct de vedere emoțional. Mm -hmm. Da, Am înțeles. Așa. Am înțeles. Ok, bine. Am înțeles. Foarte, foarte interesant. Iar ajungem la disconfort emoțional, iar ajungem la emoții, mm. la un subiect pe care acum îl, îl tot aducem în discuție pentru că vrem să ne înțelegem mai bine. Și acum că am înțeles și noi mai bine care sunt principiile comunicării non-violente, mm. cum procesez în interior, cum procesez în exterior. Un episod de comunicare non-violentă, atenție, nu comunicare politicoasă, drăguță, diplomatică. Da? Uh, hai să luăm câteva exemple. Eu, uh, eu sunt pregătită, sunt în armată, <laughs> cu exemple, cu exemple uh, reale pe care eu le-am trăit, dar, bineînțeles, nu voi folosi nicio formă de identificare ca să nu, să nu creăm diverse legături, ci vom vorbi așa la modul general. Să începem cu sala de clasă. Și tu deja ne-ai introdus în atmosfera sălii de clasă, aducând, dând ca exemplu, elevul care nu-și face tema, clasa zgomotoasă. Știi ce mi s-a întâmplat, Răzvan? Deși cunosc atâta psihologie, atâta psihopedagogie, știu foarte bine că mi-am dat o lucrare de, de licență pe modul în care funcționează creierul adolescentului. Mi s-a întâmplat să să, vorb, să văd un comportament al unui elev, un comportament, aș spune eu, agresiv la adresa unui alt coleg de al lui, să aud un dia Totul se întâmpla în pauză să observ, am spus, acest comportament agresiv, de împingere, să aud, să fiu martoră la un dialog care pentru mine a reprezentat un abuz verbal mm. și în acel moment, deci cu toată, cu toată formarea mea, cu toată pregătirea mea, cu toată înțelegerea mea, să mă activez emoțional și să mă duc acolo și să îl întreb pe, pe acest elev de ce îi vorbește așa cum, cum poți, este prietenul tău, stați în aceeași bancă de atâția ani, de ce, de ce îl tratezi așa? Mm -hmm. Și poate că am mai spus și alte lucruri, dar nu mi-aduc aminte. Tocmai pentru că eram atât de, de pornită, mi se părea atât de nedrept ceea ce îi face prietenului lui, încât am simțit nevoia să, să intervin acolo. Nu era. Și ca să vezi, prietenul lui mi-a spus, dar nu, nu se întâmplă nimic. Noi, noi doar ne jucam. Cum, cum aș fi putut să abordez uh, situația asta uh, folosind uh, comunicarea non-violentă? Uh, în primul rând, făcând autoempatie. Primul lucru, primul ajutor emoțional este întotdeauna autoempatia. Până în momentul în care nu mi-este mie clar ce se întâmplă în peisajul meu interior, nu pot să mă duc înspre celălalt pentru că nu e. Sigur. Sala de clasă, de fapt este compusă din mai mulți copii, da? Iar o relație, mie îmi place să văd sala de clasă tot ca o relație. Este o relație între un eu și un tu, iar o relație este formată din acest eu, tu și spațiul dintre noi. În acest spațiu dintre noi se întâmplă lucruri. Aici apar criticile, conflictele, blamările și așa mai departe. Primul ajutor emoțional este întotdeauna autoempatie. Și atunci, ascultându-te pe tine, îmi dau seama că poate în acele momente te simțeai poate uluită, poate te simțeai chiar șocată. Pot să spun că m-am simțit în pericol. Mm -hmm. Eu, în acel moment, am zis, că nu sunt în siguranță în preajma mm -hmm. unor, unui, unui adolescent. Mm -hmm. Deci, practic, asta era nevoia ta. Aveai nevoie de siguranță. Aveai nevoie de siguranță emoțională, aveai nevoie de, poate chiar, protecție de vătămări, pentru că orice se poate întâmpla e adevărat. Însă, în spatele acestei nevoi, probabil că dacă spui asta, poate ai simți frică? Da, am moment. simțit frică. Da. Uh -huh. Eu nu, nu, nu știu dacă m-aș fi putut apăra, de fapt, uh -huh. dacă mi s-ar fi întâmplat ceva. Uh -huh. Și atunci, ăsta e primul pas. Ce simți în momentul ăsta? Chim, e în frică. Și ce mi-aș dori, practic? Așa, cam așa ne dăm seama de nevoi, cam ce mi-aș dori? Mi-aș dori să mă simt în siguranță, să fiu în siguranță. Atunci asta este nevoia din spate. Ok, ce aș putea să fac? Și în comunicarea non-violentă avem chiar un capitol care spune folosirea forței pentru a proteja. Tocmai pentru că această comunicare non-violentă nu este despre a fi flower power și de tot timpul de a fi pozitiv și așa mai departe. Și atunci, evident, că în momentul în care există pericol, oprim. Oprim ce se întâmplă, oprim abuzul verbal, emoțional, fizic, îl oprim. După care putem să facem orice altceva. E ca și cum nu-ți lași copilul să treacă strada în timp ce tu explici. Uite, dacă treci acum strada, e posibil să vină o mașină și eu mă simt, în mă simt am frică pentru că mi-aș dori ca tu să fii în siguranță. Nu, efectiv pui mâna pe el și îl oprești să pășească pe asfalt. Da? Mergând mai departe, ai, putea să, ai fi putut să mergi înspre copii și să te întrebi oare ce gândesc, ce simt ei în momentul ăsta. Și atunci ai fi putut efectiv să spui, băieți, oare sunteți, fric vă, sunteți furioși în momentul ăsta? Poate nu știu ce nevoie are, dar recomandarea comunicării non-violente este ca întotdeauna să nu ne oprim la sentimente. Marshall spune că sentimentele sunt 10%. 90% sunt nevoile. Probabil că abuzul lor, cearta lor a pornit de la ceva neînțelegere. Și atunci, sunteți furioși și ați avea nevoie de un pic de înțelegere, ați avea nevoie de o soluție, ați avea nevoie să ajungeți la un numitor comun, nici măcar nu trebuie să ai răspunsul corect, să ghicești răspunsul, pentru că ei îți vor spune nu, nu mă las în pace sau nu, m-am jurat, a zis. Ok, și atunci tu în momentul acela când Practic, intri în conectare cu copilul și nu mergi acolo doar ca să fii adultul care tranșează lucrurile, reușești să te conectezi la ei, reușești să intri pe aceeași frecvență și atunci îți e mult mai ușor să prinzi sentimentele și nevoile. Ai văzut, eu nu am intuit la început, corect, că tu ai simțit în acel moment uh, frică, am crezut că ai simțit confuzie, însă, nu e niciun fel de problemă. Eu, practic, am fost acolo cu tine în acel proces. Și tu, la un moment dat, ai ajuns să-mi spui, de fapt, ce aveai nevoie, și atunci mi-a fost și mai ușor să intru și să văd ce sentimente aveai tu în acel moment. Asta ar putea să fie, da? Așadar, e ok să, să opresc, să merg acolo, să da. opresc ce se întâmplă acolo. Vă rog să vă opriți, da? mm -hmm. Și să adresez această întrebare. Ce se întâmplă? Vă văd că sunteți furioși. Da, um... văd, că, văd că vă înjurați. Aud, da, văd, aud că, vă, văd că vă împingeți, văd că vă îmbrânciți. Uh -huh. Ok, și mă întreb, oare, vă este, oare sunteți furioși? Și care, care ar putea să fie nevoia în acel moment? Ce, -ar, ce au nevoie? De la ce a pornit practic încăierarea? Eu nu știu, poate... poate știu, poate nu știu. Dacă dar, știer. Pot, pot, dar pot să spun ce îmi ce imaginez eu că e nevoia lor acolo. Da. Pot exact. să spun asta. Vă exact. văd asta că se sunte... numește văd... empatie. Văd că sunteți furioși, văd că v-ați enervat. Oare aveți nevoie să explicați? Oare aveți nevoie să vă ascultați? Oare aveți nevoie să. Exact. Aveți nevoie mm. de un pic de spațiu? Da, aveți nevoie... sau de o soluție. Da, da. Și atunci ei îți vor spune. Ei îți vor spune dacă e așa, dacă nu e așa, vor începe să se explice. Nu, că el m-a împins. Uh, okay. El a început. Mm. Ok, înseamnă că poate uh -huh. avea nevoie de un pic de ajutor, poate avea, ai, poate vrei să discuți cu cineva, poate avea nevoie de un pic de respect. Ce nevoie? Ce nevoie se află în spatele comportamentului? Și atunci eu, practic, ca și profesor, caut să traduc tot ce aud în sentimente și nevoi. Sentimente și nevoi. Ești foarte furios în momentul ăsta pentru că ai avea nevoie de mai mult respect din partea colegului tău sau poate, uh, ești, poate și ție ți este frică. Întotdeauna când este un agresor și un agresat, Cineva simte frică acolo, există și, un, și o astfel de emoție, ți este frică pentru că poate ai vrea să te simți în siguranță aici la școală și atunci el îți va spune. Și mai este și în al treilea, al treilea pas, cel de exprimare autentică, în care tu ai fi putut la fel de bine să spui băieți, când vă văd că vă îmbrânciți unul pe altul, că vă, vă înjurați unul pe altul, eu simt frică pentru că pentru mine e foarte important să vă știu în siguranță. Ai putea tu, te rog, să mergi în clasa ta și tu să mergi în clasa ta? O cerință concretă. Pentru că uh, noi de, de cele mai multe ori tindem să le cerem copiilor sau să le spunem copiilor ce să nu mai facă. Nu. Comunicarea non-violentă vine și ne spune că le cerem celorlalți lucruri concrete și la modul acțional, pozitiv, concret, ce vrei ca celălalt să facă. Nu vag, nu în viitor, ci acum. Vrei, te rog, să te duci la tine în clasă? Vrei, te rog, să ieși pe hol puțin să respiri? Ce vrei să se întâmple? Practic, două, apropo de conflicte și apropo de tot, tot acest mod în care funcționează relațiile. Marshall Rosenberg spune așa, oamenii ne spun nouă doar două lucruri. Te rog și mulțumesc. Atunci când lucrurile sunt așa complicate, să zicem, da? oamenii ne spun te rog, uită-te la mine și observă că sunt rănit, că sufăr, că sunt trist, că sunt furios și că am nevoie de siguranță, că am nevoie de confort, poate, că am nevoie de spațiu, că am nevoie de iubire. Unii copii se îmbrâncesc pentru că pur și simplu vor să fie iubiți, vor să primească atenție, pentru că au înțeles că asta funcționează. Și în spate este nevoia de atenție. Vine profesorul, mă vede mă ceartă și atunci măcar primesc un pic de atenție decât deloc. Marshall spune că violența este o expresie tragică a unor nevoi neîmplinite și că a ucide este superficial. Ai terminat, în trei secunde ai terminat-o dacă vrei cu asta. Însă să mergi un pic mai în adâncime este un pic mai complex. Și mulțumesc, ne spun atunci când practic contribuie la viața noastră. Și atunci, foarte simplu, mi-aș pune două întrebări tot din înțelepciunea lui Marshall. Ce e viu în mine acum? Și poate asta ar fi un proces de, auto, de, introspecție pentru noi, cadre didactice. Ce e viu în mine acum? Indiferent că e vorba de relațiile cu copiii, că e vorba de relațiile cu părinții, cu colegi și așa mai departe. Ce trăiesc eu acum? Ce sentimente și ce nevoie am? Și al doua, a doua întrebare este cum pot contribui la viața celuilalt? Sau cum poate celălalt să contribuiască, să-mi îmbogățească viața? Aici vorbim despre cerințe. Mulțumesc mult, Răzvan, că m-ai ghidat. M-ai ghidat să, să înțeleg, să mă înțeleg pe mine în momentul acela, să nu mă blamez pentru, pentru modul în care am reacționat. Și să-mi dau cumva uh, permisiunea să reglez asta data viitoare când o să mai asist la un, la, un asemenea, uh -huh. la o asemenea situație. Hai să luăm o altă situație. Dacă am tot punctat uh, relația profesorului cu, cu elevul, cu elevii, uh, să mergem și la relația profesorului sau uh, relația dintre cadrele didactice, dintre educatori. Să ne imaginăm că. Sunt în cancelarie sau oricum sunt uh, într-o uh, într ședință, sunt împreună cu mai mulți colegi și eu am o opinie, al coleg are o altă opinie pe același subiect, uh, fiecare are argumentele lui, însă, în momentul în care eu vin cu argumentul meu, nu sunt lăsată să uh, vorbesc, adică nu apuc să termin argumentul pentru că celălalt coleg. Ridică tonul, vorbește foarte mult, nu are un argument concret, se începe să se victimizeze. Că ce se va întâmpla dacă, vor, dacă se va aplica ce spui tu, Carmen? Unde mm -hmm. o să ajungem, da? Și după ce și spun ce am făcut eu, am asistat la acest spectacol în care mi se spunea, se, se vorbea foarte mult, se gesticura foarte mult, în interiorul meu creștea o, o, un, un sentiment din acesta de, de furie, că nu, nu că, că ofer tot toată scena și nu pot și eu să spun ceva. Mm -hmm. <laughs> și exact când a terminat de vorbit și eram pregătită și eu să intervin, a părăsit scena, a plecat de acolo. Mm -hmm. Și am rămas am rămas, cum s-ar zice, cu argumentul ne, neexprimat. Mm -hmm. um, și undeva așa în, în aer în aer m-am uitat la ceilalți colegi ok? și acum ce facem Probabil că Recunosc... în momentul ăla Da, da, da da. și îți spun cum m-am simțit în momentul ăla m-am simțit ca și cum eu eram un elev mm -hmm. și colega mea era profesorul și eu eram mm -hmm. acolo doar să ascult și doar să fiu de acord Mm -hmm. Mm -hmm. Și cum te-a făcut asta să te simți? Uh, neînsemnată, nevăzută, mm -hmm. insignifiantă, nu contam. Mm -hmm. Și cum a fost să conștientizezi asta? Ce sentimente ți-a dat? Sau acum când conștientizezi asta, ce sentiment îți dă? Mm -hmm ca emoție te refer ce mm -hmm. simt ca emoție când mm -hmm. mă gândesc că am fost, am fost, tratat, am fost tratat așa mm -hmm. ca fiind insignifiantă. Păi să știi că simt, simt un ușor așa poate dezgust, dar nu dezgust în sensul de dezamăgire, mm -hmm. de respingere, de disconfort. Mm -hmm. Mm -hmm. Un disconfort. Mm -hmm. Că de fapt cred că eu m-am simțit respinsă în momentul acela Nu că argumentul meu a fost respins, ci eu eram, eram respinsă Deci se înțeleg că probabil poate te-ai simțit tristă sau dezamăgită Și ți-ai fi dorit să ai parte de să fii văzută, să fii validată Da, da, da. Mm. să fiu auzită Să fii auzită, asta e o nevoie foarte importantă Um, și o să spun de ce am mers un pic mai adânc cu această autoempatie. Pentru că ai spus foarte multe cuvinte, însă aceste cuvinte, de fapt, nu erau emoții. Și în acea listă există o listă de sentimente și de nevoi pe care le avem la dispoziție. Le puteți găsi pe comunicare nonviolentă.ro sau pe, în cartea lui Marshall. La un moment dat, este o, o secțiune, doar vă arăt așa ca idee, o secțiune unde mi se spune că următoarele cuvinte sunt confundate cu emoții. Însă, de fapt, acestea sunt niște percepții. Și una dintre percepția pe care tu ai spus-o a fost respinsă. M-am simțit respinsă. Ori aceasta, în comunicarea non-violentă, nu este o emoție. Este o percepție. Dacă putem să punem de către tine. După ceea ce noi numim emoție, nu este o emoție, este ceea ce percepem. Mă simt trădat de către tine, mințit, înșelat, manipulat, abandonat, respins de către tine. Nu este o emoție, este o percepție. Percepție înseamnă că eu interpretez, exact, exact. interpretezi ceea ce tu faci, mă lovește și interpretez lucrul ăsta pentru că mă opresc la nivel de minte și nu mă duc un pic mai adânc la nivel de nevoie. Practic, în momentul în care eu simt nevoia să fiu auzit, nevoia să fiu validat, nevoia de însemnătate, de colaborare, de cooperare, de colegialitate, sunt nevoi universale. Atunci, pentru că le, le văd neîmplinite, eu pot să o iau pe aria aceea de judecată da? sau pot să mă duc la emoție. Și emoția întotdeauna are legătură cu mine. De aceea avem listă lungă, puteai să te fi simțit deprimată, descurajată în dialogul respectiv. Parcă nu ajung la nicio soluție. Am nevoie de o cale prin care să mă fac auzită, să-mi fac părerea auzită, să, ca argumentul meu să fie validat, chiar dacă validare nu înseamnă faptul că sunt de acord cu ceea, ce, cu ceea ce tu spui. Deci e necesar să avem grijă și la acest aspect. Apropo de simt că, de fiecare dată când punem simt că și apoi notăm o emoție, de fapt noi e o emoție, e un gând. Simt că tu mă manipulezi, simt că tu nu mă respecti. Nu este, sen nu este un sentiment propriu zis, este un fals sentiment, este un gând. Ok, și când ai această percepție că nu, colega ta sau colegul tău, profesor, nu te-a respectat, pentru că îmi imaginez că aveai și nevoia de respect neîmplinită în momentul ăla. Te-am lăsat să vorbești. Mi-aș dori să pot să am și eu un drept la replică. Am nevoie de respect în această relație. Cu siguranță că te-ai simțit poate furioasă, tr tristă. În spatele furiei învățăm în comunicarea non-violentă că este întotdeauna un trebuie ascuns. Întotdeauna. Este o judecată pe care eu o emit la adresa celuilalt. Tu ar fi trebuit să faci așa sau nu ar fi trebuit să faci așa. Și atunci te judec nu ne oprim aici, mergem la sentimente, la nevoi. Ce nevoie am eu? Asta. Ok, și când conștientizez nevoia asta pe care o am, cum mă simt de fapt? Exact ce spuneai tu, poate simt frică. Voi copii trebuie să încetați să vă mai îmbrânciți. Sau voi colegi trebuie să mă ascultați și pe mine. Și sunt foarte nervoasă că nu mă ascultați și pe mine. Dar de fapt, dacă mă duc mai în adânc, la nevoie, am nevoie de respect, am nevoie să fiu auzită. De fapt, cum mă simt când văd că această nevoie nu mi-e împlinită? Tristă, descurajată, poate asta, nevoie, asta mă duce în copilărie când eram un copil de 5 ani și care mai mai maică să-i spunea, au știi ce, tu mai tași că tu ești mică și nu știi nimic. Până într-acolo putem să mergem. Da? Uh. și probabil că întrebarea ta este ce putem să facem, nu? Într-un astfel de, de context. Am înțeles că am nevoie să trec și eu prin procesul ăsta hmm. pe care tu l-ai menționat, dar să fac cumva o, o diferențiere între gând și emoție, să nu hmm. mă las păcălită cumva de percepțiile mele, de acei trebuie, trebuie să fiu, trebuie ca celălalt să. Um, adică să mă. Să, să, să observ și nu să îl judec pe celălalt. Exact. Observație scoasă sau eliminată judecata din observație. Pentru că, de fapt, tu vrei tot timpul să ajungi și eu și toți ceilalți vrem să ajungem la o cerință. Vreau să se întâmple lucrul ăsta. Și atunci Marshall Rosenberg vine și ne întreabă. Înainte de a trimite o cerință celuilalt, de a spune ceva celuilalt, să ne întrebăm care vreau să fie motivul pentru care el spune da. Și Marș spune că sunt două situații. Unu, îi este frică de mine? Spune da pentru că e frică, pentru că se simte blamat, pentru că se simte rușinat, pentru că se simte criticat. Uite cum sunt copiii. Da? Noi avem o poziție de autoritate. Apropo, autoritatea asta, ierarhia, profesor-elev, director-profesor și așa mai departe, inspector-profesor, blochează compasiunea. Pentru că eu nu pot să mă duc oarecum și să-i arăt Inspectorului sau profesorului, directorului, ce simt în momentul ăsta atât de ușor, pentru că mă gândesc dacă el e, totuși, e domnul director, e domnul inspector, nu pot să mă duc și să mă deschid în fața lui. Deși unii fac asta și funcționează foarte bine. E nevoie de un pic de de lucru. Însă, vreau ca celălalt să spună da cerințe mele pentru că este frică de mine. Dacă este frică de mine, voi ajunge ca eu să plătesc un preț pentru faptul că el a spus da. Pentru că la un moment dat se va întoarce împotriva mea și știm că oamenii oarecum acumulează, acumulează și la un moment dat, explodează, ca un vulcan. Sau Marshall spune, vrei să spună da pentru că își doresc să contribuie. Și el zice așa, când faci o cerință cuiva, vreau să spui da acestei cerințe, doar dacă ai avea bucuria unui copil care hrănește o rățușcă atunci când faci lucrul ăsta. Pentru că dacă nu, înseamnă că nu mi-e de folos. Bine, acum Marshall a fost uh, uh, nu a dat note și așa mai departe, uh, însă asta ăsta a fost spiritul sufletului lui. Intenția lui a fost practic de a crea relații de calitate. Ăsta este scopul comunicării non violente. De a crea relații de calitate În care eu să te văd pe tine Să te valorific și tu să mă vezi pe mine Și să mă valorifici și și dacă tu nu mă vezi Și nu mă valorifici Eu să înțeleg și să cu urechile mele De girafă, apropo de metafore În comunicarea non-violentă folosim girafa Ca metaforă Pentru comunicarea non-violentă Eu să aud de la tine doar sentimente și nevoi Da? Uh -huh. Orice a spune uh, celălalt Cum aș fi putut să cum, a, cum aș fi putut să închei uh, situația asta? Uh -huh. Adică, simt că nu s-a încheiat, uh -huh. așa cum am descris-o, că nu e încheiată. Acum înțeleg și eu că în mintea mea aveam niște așteptări uh -huh. ca uh, de colegialitate, de colaborare. Uh, ele nu mi-au fost îndeplinite, ok. Um, însă, cum aș putea să, să, să reiau legătura de aici? de aici sau dacă ar, fi, dacă ar fi fost să fie acolo în momentul acela? Da, da, din momentul acela. Persoana din a plecat, uh -huh. Da, eu am, am rămas... Înainte fără... să ajungem la plecat, uh -huh. pentru că s-a continuat acest... El, el practic îți spunea te rog, te rog, te rog. Și atunci, prin comunicare non-violentă, putem merge pe ascultare empatică. Oare simți frică? Având în vedere că... sau simți nesiguranță cu privire la viitorul tău? aud de la tine că spui că cine mai apucă cu generațiile din ziua de astăzi? Oare simți frică? Nu. Simt furie. Simt Important este că m-am conectat cu tine. În comunicarea non-violentă învățăm să interupem pe ceilalți. Adică dacă continui să vorbești și să vorbești și să vorbești, eu pot să te întrerup la un moment dat, însă întreruperea mea va fi tot ok. Stai să văd dacă înțeleg ceea ce spui. Oare A, întreruperea, întreruperea nu este ca eu să intervin cu argumentul meu, ci mm -hmm. întrerupe era, era să înțeleg starea în care este ea, exact. să, înțeleg, să mă conectez cu ea, așa cum era ea, dar eu nu puteam să o duc pe ea în momentul ăla, să știi. Mm -hmm. Era prea, să zic, învolburată, mm -hmm. știi? Put... Autoempatia e soluția. Mm -hmm. Mă întorc la mine. Mă întorc la mine și pare că e o luptă pierdută la început, însă mi-am oferit mie empatie. Și atunci, în momentul acela, îmi era suficient. Îți era suficient. Până când noi nu empatizăm cu noi, nu putem să empatizăm cu celălalt, și până când celălalt nu primește suficient de multă empatie, nu ne poate asculta. Așadar, deci... em empatia, autoempatia, empatizarea cu celălalt, cumva conexiunea asta, hmm. mi se pare că, că m-am concentrat prea mult pe argument. Mm -hmm. Pentru că, probabil, aveai nevoia de poate de corectitudine. Da, dar am, re am neglijat relația cu colega mea. Uh -huh. Și asta te duce un pic înspre ceea ce în comunicarea non-violentă numim jelire. Adică, adică... Uh, uite ce s-a întâmplat, uite ce nevoi nu mi-au fost împlinite în acel moment, uite ce am simțit, ce simt acum când mă gândesc la acel lucru, uite care a fost motivația pozitivă pentru care am făcut asta. Deci faptul că eu nu am fost atent tu, ai, tu nu ai fost atentă la nevoile uh, colegei tale, este din cauza faptului că tu îți împlineai tu niște nevoi în acele momente. Când spunem nu la ceva, spunem da întotdeauna la altceva. Și atunci, în momentul de față, nu am putut să empatizez cu nevoile tale de a fi Ascultată, de a avea siguranță și așa mai departe, pentru că eram prea uh, focusat, la sau focusat erai la nevoile tale de. Uh, mi se pare că e avea dreptate, dar nu e chiar o nevoie de a avea dreptate, poate nevoia de confort, poate nevoia de, de încredere, de. De exprimare! De exact, de exprimare, de a fi auzită și așa mai departe. Și atunci, gelim modul ăsta în care, uite, eu mi-aș fi dorit să mă concentrez la nevoile tale. Nu am făcut-o, mi-am împlinit eu în acel moment nevoile acelea și atunci, prin această parte de jelire, eu practic ies din vinovăție. Ajung la compasiune și când ajung la compasiune merg la iertare de sine. E un proces. Este un proces, exact. Sunt cuvinte destul de, de mare astea cu compasiune și iertare. și. Mm. Hai să mai luăm un exemplu. Pentru că mai avem câteva minute. Am, exploatat, am explorat pardon, relația cu elevul, relația cu colegul și acum, aș zice, pentru că ai adus în discuție mai devreme, relația cu inspectorul, cu directorul, în care mi este mai greu să mă vulnerabilizez. Sunt în cabinetul directorului și mi se cere să să fac ceva, un proiect, o responsabilitate. Mm -hmm. Și primul meu gând este, nu mai am timp și de asta, nu pot, nu, nu, nu. Și totuși mă trezesc că spun, da, sigur, da, da, uh, uh, încep chiar acum, uh, când uh, când e nevoie, sigur. Mm -hmm. Și vi să plec de acolo... Uh, și în drum spre casă să mă întreb, da Acum am zis-o, am comis-o, trebuie să o duc la îndeplinire, dar să am o furie așa că n-am avut și eu timp să mă gândesc, n-am avut și eu timp să spun altceva sau... Ca era nevoia. Cum îl formulez pe nu pot, folosind principiile comunicării non-violente, fără să mă simt vinovată? Iarăși, vinovăția are în spate o judecată. Da? este vinovăția acolo. Um, îl avem pe trebuie. Trebuie să facă asta. Acum am băgat în joc, e furia, l-ai văzut pe trebuie și ca să-l să schimbăm pe trebuie, să înlocuim pe trebuie cu Alex să. Alex să fac acest proiect da? pentru că îmi împlinește ce nevoi. Faptul că a ajuns acel proiect la mine îmi împlinește niște nevoi. Care sunt nevoile pe care pe care mi le Poate împlinesc. De, că sunt apreciată, că sunt validată. Mm -hmm. okay. de deci competență. Mm -hmm. Perfect. Deci dintr-o dată acest trebuie și această furie începe să pic să se topească. După ce am comis-o. Da? După ce am comis-o, merg iarăși în partea de procesare. Ok, aleg să fac proiectul ăsta pentru că îmi împlinește nevoile de cele pe care le ai enunțat tu. Și atunci mă duc și fac, îmi onorez aceste nevoi, da? Cum îl spun pe nu în limbajul comunicării non-violente? Spunând care este nevoia pe care vreau să-mi o împlinesc. Deci, nu la ceva, nu la acest proiect, este un da spus la altceva. Și atunci, în cazul proiectului ăsta, de exemplu, ar putea să fie. Când îmi spuneți că vreți să mă ocup de proiectul ăsta, mă simt puțin confuză. Sau mă simt puțin uh, depășită. De Opleșită. Opleșită. Așa. Pentru că aș avea nevoie de un pic mai multă ordine, de un, pic de un pic de mai multă predictibilitate, poate, mai multă stabilitate, aș avea poate un pic nevoia de, de spațiu. Ați vrea să căutăm împreună pe cineva care s-ar putea ocupa de acest proiect în locul meu? Îmi ofer ajutorul pentru a găsi un înlocuitor. Asta ar putea să fie cerința. Sau o altă, o altă cerință este cum ajunge asta la dumneavoastră. Cum ce cum, cum, cum primiți mesajul ăsta. Și atunci, ce, din părere nou, da. mm -hmm. ce părere aveți? Da. Ce părere aveți că e ca și Deja cum... e, spre gând, ne ducem mai mult spre gânduri. Uh, mă, ne ducem mai mult înspre uh, tu ești șeful meu. Tu ești uh, ah, și tu, de, tu ești decidentul. Exact, nu. Eu doar cum primești tu acest mesaj pe care îl spui? Și apoi el îți răspunde într-un fel și apoi tu iarăși mergi în ascultare empatică, ok, de să înțeleg că ați avea nevoie de... Pentru că poate în cadrul ierarhiilor este mai greu să discutăm la nivel de emoții, însă foarte important să discutăm la nivel de nevoi. Și apropo, dacă nu este contextul să vorbim despre emoții, putem să facem asta și în liniște. Asta cred că simte pe colegul meu. Asta cred că simte domnul director. Probabil că și el este a primit de undeva și atunci caută o soluție. Vrea și el eficiență, vrea și el să, să delege sarcini, da? își dorește să. poate vrea ușurință, confort și așa mai departe. Și atunci v-ați dori un pic de, de confort și dumneavoastră. Depinde de calitatea relației, pentru că dacă relația este afectată, atunci va fi un pic mai greu și e nevoie de multă empatie dacă relația este una de colegialitate și relația este una sănătoasă sau echilibrată măcar, atunci putem să discutăm chiar și la nivelul ăsta. Dar concret, spun ce mă împiedică să spun da. Aș avea nevoie ca să îmi prioritizez faptul că în următoarea perioadă am o inspecție. Sau în momentul de față, pentru mine e foarte important faptul că scriu la lucrarea de grad. Și nu aș avea timp să mă implic suficient de mult încât să, să fiu eficiență. Hai să găsim o soluție. Mediere. Și se găsește o soluție la un moment dat. Da. Uh, mulțumesc mult, Răzvan, că ai, uh, ai trecut așa foarte lin prin subiectele astea, prin aplicațiile astea, uh, ca, pe care. Uh, Recunosc că eu le-am resimțit cu o intensitate emoțională, le-am trăit și nu le-am procesat, nu le-am procesat, nu mi-am avut timp, nici nu mi-am dat timp să le văd prin acești, prin acești ochelari ai comunicării non-violente, în care să mă tratez cu auto să-mi să ofer empatie, să mă uit la emoțiile mele, la nevoile mele și să văd apoi cum le exprim. Și cum, ce aleg să fac, astfel încât să, să mi le și asum, să le și onorez. Mm -hmm. Foarte frumos, um, cum, cum ai explicat tu. Da, îți mulțumesc și știu că o oră nu este suficient ca să putem să explicăm și să putem să stăm pe îndelete și să povestim despre ele. Deci, de aceea vă mulțumesc de îngăduința de a trata așa lucrurile un pic. Un pic cu rapiditate, ca să putem trece prin toate subiectele. Ce vreau să. sau să, ce mi-aș dori să vă transmit această. sau să vă împlinesc această nevoie de. de confort și de siguranță. Că această comunicare non-violentă o învățăm pe tot parcursul vieții. Și că Marșul spunea că un lucru care merită făcut, merită făcut chiar și prost. Așa că o luăm, așa, cu pași mărunți și uneori suntem, cum, până la urma urmei un copil, aducerea unui copil pe lume, copilul nu vine direct învățat, educat, mare și frumos, vine așa mic, dependent, neputincios, așa suntem și noi atunci când pornim pe acest drum, așa m-am simțit și eu și încă am momente în care mă simt așa, însă ce vine comunicarea non-violentă și mă duce tot timpul la intenție. Intenția mea este să, să mă conectez cu tine. Și dacă reușesc să mă conectez cu tine, faptul că nu-ți ghicesc nevoia, că nu-ți uh, sentimentul pe care tu-l ai, e doar limbaj. Important este ca noi să simțim că mi-e în pasă, că sunt acolo. Practic, asta vor copiii, asta vor colegii, asta vrea directorul. Ca eu, când sunt în fața lor, să fiu acolo nu să fiu acolo cu trupul și cu mintea în altă parte. Să fiu sincer, e adevărat, este greu pentru profesor să fie vulnerabil în fața copilului, însă nu putem să-l învățăm pe copil inteligență emoțională fără să ne descoperim în fața lui. Da, este periculos pentru profesor să spună, îmi e frică. În momentul ăsta mi-este frică când vă văd că vă, că vă loviți. Însă doar așa putem să ajungem la această autenticitate, la această libertate emoțională, pentru că dacă nu, rămânem în continuare la statutul de sclavi. Și dacă vreți un pic de ușurință, v-aș recomanda și câteva materiale utile. Te rog, te rog, dacă tot ne-ai ne încurajat să practicăm comunicarea non-violentă și să facem greșeli, chiar dacă, pentru că suntem începători și e un proces de lifelong learning, e un proces de, de durată pe tot parcursul vieții, atunci dă și niște instrumente, niște zice, zine ce să ne punem în tolba asta pe care o luăm împreună cu noi și o cărăm pe parcursul vieții. Începem cu cartea. Cartea de comunicare non-violentă scrisă de Marshall. Și uh, mai am câteva aici. Unele se mai găsesc, altele se găsesc în format PDF. Sunt convins că dacă va exista interes, o veți găsi. Uh, una dintre cărți este Arta parentajului plin de respect, ce ne oferă șapte metode pentru a transforma conflictul în cooperare. Și tot ce funcționează în familie, cu siguranță, funcționează și în mediul școlar. Cartea Exerciții de comunicare non-violentă în care puteți găsi pentru fiecare pas al comunicării non-violente exerciții concrete pe care le puteți parcurge, cartea Ora de comunicare non-violentă, care este un proces aplicat special pentru școală, pentru mediul școlar și jocul Făți lumea groc. E așa un joc pe care putem folosi la orele de dirigenție sau îl putem folosi acasă, între colegi. Eu știu că unii oameni pot să spună, ah, mă iei tu cu psihologismele tale. Și mă iei tu cu dezvoltarea ta personală. Lasă-mă tu cu astea că n-am timp de așa ceva. Și atunci comunicarea non violentă ne ajută să vedem de fapt suferința prin care omul acela trece. Durerea prin care omul acela trece. Și pentru mine asta este, asta este suficient. În momentul acesta al dezvoltării mele. Mulțumesc Razvan și pentru recomandări și mai, ai, mai trebuie să mai spui ceva. Chiar e nevoie să spui, de faptul că tu ai un, un grup pe Facebook și mm -hmm. în acel grup tu organizezi lunar activități, întâlniri, spune-ne mai multe despre proiectul ăsta, pentru că implică comunicarea non violentă, înțelegi? Grupul se numește Conectare prin comunicare este un grup special făcut pentru cei care vor să descopere comunicarea non-violentă și da, avem în fiecare lună, în prima sâmbătă din lună, câte un workshop gratuit, pe Zoom, o oră jumate, două ore, în care pur și simplu luăm anumite principii din comunicarea non-violentă și căutăm să le punem în practică. Chiar în data de 4 martie, apropo de acest nu, avem cum să-l primim pe nu ca pe un cadou atunci când alții ne spun nouă nu. Apoi o să avem un workshop în care vedem cum să-l spunem pe nu, ca pe un cadou. Și așa mai departe. Este un proiect care s-a născut la inițiativa lui Alexandru Moldovan, care este trainer de comunicare non-violentă și care mi-a spus, Răzvan, creează o comunitate. creează în jurul tău niște oameni pe care să-i poți, cu care să te întâlnești. Și metoda mea de învățare este predarea. În momentul în care eu vorbesc altora despre un anumit subiect, și eu îl înțeleg mai bine, și atunci îmi e, îmi e foarte ușor, îmi împlinește nevoia asta și de colaborare, și de contribuție, și zilnic caut să postez, dacă nu neapărat ceva de comunicare non-violentă, un moment de conectare cu mine, adică cu sinele fiecăruia, cu întrebări, care bineînțeles că tot înspre cei patru pași din comunicarea non-violentă mă duc sau înspre cele trei, cele trei faze. E un grup gratuit, așa că oricine dorește să se înscrie este bine primit și la workshopuri la fel. Iar acum am început o grupă de studiu în comunicarea non-violentă, ce durează 14 săptămâni și luăm fiecare capitol din cartea comunicare non-violentă și nu citim capitolul, însă, adică nu citim la întâlnire, îl citim între întâlniri, însă la întâlnire lucrăm pe exerciții concrete pentru a înțelege principiul din spatele capitolului. Și atunci, deja sunt peste 48 de persoane înscrise. Abia aștept să ajungem, să vedem care e rezultatul, care sunt fructele pe care le culegem. Mulțumesc, Răzvan, pentru uh, toată munca ta de, de conectare, de crearea unei comunități. Uh, și îmi doresc uh, foarte mult ca... Actul tău de predare, care înțeleg că este un act de generozitate, de acest act de predare să beneficiem cât mai mulți dintre noi profesorii, cei care suntem, lucrăm în sistemul de învățământ, sistemul public și căutăm, suntem într-o căutare a resurselor prin care să ne susținem. Și tu asta oferi în comunitate, o susținere. Mă bucur. Mulțumesc. mulțumesc. Tip bună Mulțumesc. să avem și vacanță plăcută în continuare celor care sunt încă în vacanță.